Anul 2015 este considerat de edilii tuturor localităților unul dintre cei mai grei din punct de vedere al susținerii financiare a bugetului pentru proiectele de modernizare a comunităților. Asta în condițiile în care localitățile mari au primit de la bugetul central fonduri cu mult mai mici decât în alți ani. Singura șansă a rămas cea legată de accesarea de fonduri europene prin grupurile de acțiune locală. Și la Tămășeni această sursă de finanțare a fost singura oportunitate de a rezolva probleme stringente ale comunei. Cu toate că anul ăsta a fost un an greu de financiar pentru comunitatea noastră, așteptăm rectificarea din iulie pentru a ne reveni. Comuna Tămășeni a continuat dezvoltarea așa cum am obișnuit cetățenii în ultimul timp. De adevăr, prin galbarea Siretului este spre finalizare un kilometru de asfalt, s-au făcut documentele pentru achiziționarea unui buldoi excavator și a unui autocamion dotat cu lamă pentru dezepezit, pentru a ne face lucrările de interes public cu utilajele noastre, care o să fie mult mai ieftin. De asemenea, prin fonduri proprii am dat în folosință o rețea de alimentare cu energie electrică pentru 50 de case care până acum nu aveau curent în livadă, care ne-a costat aproape 5 miliarde de lei. Proiectele prin grupul de acțiune locală Valea Siretului au rezolvat o serie de probleme comunitare legate de asfaltări, dezăpeziri sau asigurarea de utilități. Avem deja aprobat prin ordonanța de urgență 28 un proiect privind 7,5 km de asfalt. Pentru anul ăsta 2,5 vom începe imediat lucrările. Primaria așteaptă cu înfrigurare o posibilă rectificare bugetară, singura care poate asigura pentru a doua parte a anului rezolvarea problemelor de finanțare curentă a activității comunităților locale.